În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase părinte stareți, preacuvioși părinți și frați și iubiți credincioși, suntem în ziua întâi a acestui nou an secular sau an lumesc și noi în biserică prăznuim, iată, o sărbătoare legată de Mântuitorul Iisus Hristos, de fapt un praznic împărătesc. Tot timpul, în ziua de 1 ianuarie, noi prăznuim tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă, de fapt, tăierea împrejur? Noi știm că acum 8 zile Mântuitorul s-a născut în Betleemul Iudeii și rânduiala la evrei, îndeosebi la cei născuți de parte bărbătească, era ca pruncul să fie tăiat împrejur. Sau ca să fie mai pe înțelesul nostru, este ziua în care pruncului se pune nume. Exista un obicei care la 8 zile pruncul era dus fie la templu, fie la o sinagogă din apropiere, era tăiat împrejur și se punea nume. Și noi știm din Evanghelie că Iosif primise de la înger porunca cum să-i pună numele, pentru că tatăl, fie că era tatăl natural sau cum este Iosif tatăl adoptiv, el este cel care îi pune numele și numele era Iisus sau Yeshua sau Dumnezeu mântuiește sau Dumnezeu este mântuitor. Un nume minunat pe care l-a primit astăzi Domnul nostru Iisus Hristos. Un nume care înseamnă aproape totul despre viața Lui. Cum vom spune mai încolo și despre Sfântul Vasile, că Vasile înseamnă aproape tot despre viața Lui. Deci Mântuitorul de prunc micuț este adus după obiceiul tradițional al evreilor la sinagogă sau la chiar la templu. Nu știm exact unde a fost tăiat împrejur. Acest moment și momentul următor, adică la 40 de zile de la nașterea pruncului Iisus, când El este înfățișat la templu, unde prăznuim noi întâmpinarea Domnului, s-au petrecut în răstimpul, să zicem noi așa, până Irod și-a dat seama că magii nu l-au mai anunțat de prunc. Noi știm că a fost magii la Irod. Irod le-a spus, după ce terminați, anunțați-mă să vin să mă închin și eu. Până într-un an sau poate câteva luni, Irod a așteptat să se întoarcă magii. În acest timp, pruncul Iisus a fost tăiat împrejur, a fost adus pe urmă la templu, după 40 de zile, și a apucat să fugă în Egipt. Irod și-a dat seama că magii nu se mai întorc și nu un an a socotit 2 ani ca să fie sigur că scapă de nou împărat care s-a născut în Betleemul Iudeii. Deci acest praznic este despre pruncul Iisus care, iată, de la 8 zile începe să verse sânge. Era un obicei tradițional evreiesc, care se practică și acum în religia lor, moștenit de la Avraam. Adică cu aproape 1500 de ani înainte de nașterea Mântuitorului și era legământul făcut de Dumnezeu cu poporul său ales. Dumnezeu l-alesese pe Avraam și îi spunea, dacă tu vei ține poruncile mele, eu voi face din tine un neam care va umple tot pământul. Și, într-adevăr, Dumnezeu și-a ținut făgăduința și a împlinit legământul și ei, toți evreii, prin acest semn își arătau fidelitatea față de Dumnezeul lor. Tot în această zi, Evanghelia de la Luca ne mai spune încă ceva. Pentru că, vedeți, noi, de la Crăciun până la Bobotează, străbatem aproape toată viața Mântuitorului. La Crăciun are o zi și la Bobotează are 30 de ani. Și Evanghelia de la Luca ne mai spune încă un lucru care s-a petrecut sau un lucru despre care știm despre viața Mântuitorului, că s-a petrecut când El avea 12 ani.
Știm de la Evanghelistul Luca că ei locuiau în Nazaret și cu ocazia unor sărbători mai mari se suiau la templu. Maria, Iosif, bătrânul, și Iisus și probabil și ceilalți copii ai lui Iosif din cealaltă căsătorie se suiau la templu. Se suiau la templu pentru Paști, se suiau la templu pentru sărbătoarea cortului, pentru cinzecime și erau mai multe sărbători. Și ne spune Evanghelistul că mulțime mare se adunase în Ierusalim. Iisus, un copilaș de 12 ani, se pierduse prin mulțime și ajunsese direct în templul lui Dumnezeu din Ierusalim. La întoarcere părinții lui, întoarcerile acasă tot timpul erau pe jos, veneau familii întregi, veneau comunități întregi și de aceea nu era chiar așa mare grijă că unde e copilul tău. Probabil e cu o rudenie mai în spate, probabil că e cu o rudenie mai înainte. Dar ei și-au dat seama la un moment dat că Iisus nu este lângă ei. Și a trebuit să se întoarcă, să se întoarcă înapoi și l-au găsit într-adevăr în templu, în mijlocul preoților, a cărturarilor și a bătrânilor. Și ne spune Sfântul Luca, Evanghelistul, că Iisus, de 12 ani, îi întreba și le răspundea și el la întrebările lor, uimindu-i cu învățătura lui. Și ne spune Evanghelistul că Iisus creștea cu înțelepciunea și cu cuvântul și cu harul la Dumnezeu și la oameni. Da, pruncul Iisus a crescut ca orice copil, ca orice tânăr, ca orice adolescent, a crescut normal, ca un om. Ca un om a învățat legea, a învățat să citească, cel mai probabil de la Maica Domnului. Să nu uităm că Maica Domnului era o fecioară școlită la templu. Deci era o fecioară care știa foarte bine să citească, care știa foarte bine legea iudaică, care știa foarte bine istoria poporului evreu. Și nu e de mirare că Iisus a învățat toate acestea, dar El avea pe lângă asta și firea Lui dumnezeiască. Și iată că la 12 ani ne pune întrebări, le pune întrebări, poate cum am ști noi peste încă vreo 20 de ani când le pune întrebări. Al cui fiu este Mesia? Dacă este fiul al lui David, cum îl numește David Domn? Sau le-a spus multe alte întrebări. Multe, multe alte întrebări. Și el răspundea corect la toate întrebările. Deci Iisus ne-l prezintă Evanghelia astăzi la 8 zile, ne-l prezintă Evanghelia astăzi la 12 ani. Iisus este și prunc, Iisus este și bărbat matur și Iisus este și un tinerel de 12 ani. Tot astăzi noi prăzduim și pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Și Sfântul Vasile cel Mare, ca să spunem întâi ce înseamnă numele Lui, cum am văzut că înseamnă și numele Lui Iisus, înseamnă împărat sau cel ce împărățește. Sfântul Vasile nu este un nume întâmplător, este un nume pentru o persoană, să zic așa, sortită și care și-a câștigat prin viața lui puterea de a împărăți. Puterea de a împărăți peste firea sa omenească, puterea de a fi stăpân peste toate cunoștințele intelectuale și culturale ale vremii, puterea de a fi stăpân peste Darul Dumnezeu, puterea de a fi stăpân peste biserică și puterea de a fi stăpân chiar și asupra duhurilor necurate. Pentru că de la Sfântul Vasile cel Mare avem foarte multe lucruri lăsate în biserică. În primul rând avem Sfânta Liturghie pe care am slujit-o astăzi. Ați auzit cât de frumoasă este, cât de, să spun așa, duioasă și liniștită este. Cât de adâncă este teologic, poate nu ne-ar ajunge o săptămână să vedem toate rugăciunile Sfântului Vasile.
Sfântul Vasile ne-a lăsat multe rugăciuni pentru cei care pătimesc din cauza duhurilor necurate. Cu toții știm ce sunt acelea moliftele Sfântului Vasile cel Mare. Sfântul Vasile cel Mare a lăsat rânduială în biserică. Sfântul Vasile a făcut rânduiel pentru călugări, a făcut rânduiel pentru mireni. Chiar troparul lui spune, cel ce ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Sfântul Vasile a fost un, să spunem noi așa, cu un cuvânt de-a nostru, de acum, un administrator de geniu. Pentru că noi în biserică, e adevărat, am avut întotdeauna ideea de a avea grijă de cei săraci, de cei bolnavi, de cei invalizi, neputincioși, handicapați. Dar Sfântul Vasile, care era un om cu o minte foarte luminată, a creat instituții care să facă așa ceva. Iată că noi suntem într-o zi și într-o epocă în care se reproșează bisericii că ce face. Sau a avut strigătul urât și sloganul de tristă amintire, vrem spitale, nu catedrale. Ori primul spital construit în istoria omenirii a fost așezământul înființat de Sfântul Vasile cel Mare în Capadocia sau în sudul Turciei de astăzi. Primul sistem sanitar destul de bine pus la punct și finanțat aproape în totalitate de biserică și de oamenii darnici din vremea aceea a fost înființat de Sfântul Vasile. Era o mulțime de așezăminte pentru orfani, pentru văduve, pentru soții rămase cu copii, pentru handicapați, pentru soldați rămași cu dizabilități în urma războaielor și erau numite Vasiliade, de la numele Sfântului Vasile. Și ca să vă mirați poate și mai mult de acest mare Vasile, să știți că Sfântul Vasile a trăit 49 de ani. Sfântul Vasile a trăit 49 de ani. Sfântul Vasile cel Mare, care a fost un prieten foarte bun cu Grigore de Nazianz, ei au studiat împreună la Atena, la Alexandria, au ajuns și la Constantinopol. Ei amândoi s-au botezat la 30 de ani. Pentru că acela era obiceiul, mai ales pentru persoanele care studiau și mergeau în marele centre păgâne, unde erau diferite obligații să citești texte păgâne, trebuia să participi la anumite evenimente și ei amânau vârsta botezului, poate și pentru mai multă maturitate, și amândoi s-au botezat la 30 de ani. Deci gândiți-vă, de la 30 de ani până la 49 de ani, Sfântul Vasile cel Mare a schimbat o lume întreagă. Pentru că el la 30 de ani când s-a botezat, a rămas un creștin cu același har care l-a primit la botez. El aș zice, eu aș îndrăzni să spun că n-a mai pierdut harul și lumina și haina luminoasă primită la botez. Și cu ea a putut să lucreze nemaipomenit. Gândiți-vă, 19 ani, alții nu reușesc, poate într-un secol, să realizeze cât a realizat Sfântul Vasile cel Mare în 19 ani de viață. De aceea, iată că noi începem anul secular, anul lumesc, cu câteva mesaje foarte importante din partea bisericii noastre și din partea lui Dumnezeu. Pe de o parte avem mesajul hărniciei. Avem mesajul râvnei și seriozității al Sfântului Vasile cel Mare. Pe urmă avem mesajul pruncului Iisus, care s-a supus tuturor rânduielilor. El era Dumnezeu, într-adevăr, dar s-a supus tuturor rânduielilor religiei și tradiției sale. Și pe urmă mai avem un ultim mesaj care ne-l spune chiar Mântuitorul de 12 ani. Pentru toți cei care îl caută pe Dumnezeu. Pentru toți cei care îl caută în mulțimi. Pentru cei care îl caută pe drumuri. Pentru cei care îl caută mai știu eu pe unde. Și spune așa Mântuitorul, nu știați voi că în casa Tatălui meu trebuie să fiu?
Iată, Mântuitorul este în casa Tatălui Său, care este Biserica. Și aici ne cheamă în toate zilele și anii vieții noastre. Amin. Că trăiești.